Bine v-am găsit la interviurile DC Medical. Sunt Valvol, cu discut cu doamna dr. Olica Niculescu, șeful laboratorului de cardiologie intervențională de la clinica Sanador. Doamna doctor, a intrat deja în mentalul colectiv nu această cardiologie intervențională, această operație fără bisturiu, nu mai se gândește toată lumea la chirurgie atunci când este vorba despre bolile de inimă. Haideți să vedem însă până ajunge omul la dumneavoastră, la laboratorul de cardiologie sau la chirurgi, la bypass, la alte operații mai complicate. Care ar fi cauzele și cum am putea preveni bolile cardiovasculare? În primul rând, sigur, bolile cardiovasculare, din nefericire, ocupă primul loc în cauzele de mortalitate și morbiditate, urmate aproape de bolile legate de oncologie și de accidentele în general, de circulație și de alte tipuri. Și sigur, situându-se pe primul loc, atenția a fost îndreptată către cauze, în principal, și către prevenție. Cauzele țin în primul rând de mediul în care noi trăim, de stresul zilnic pe care îl avem, dar și de cauze, să spunem, genetice, pe care le avem fiecare dintre noi ca și moștenire genetică, peste care se suprapun hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, sigur, ele venind ca o complicație a modului nostru de viață, organizat sau mai puțin organizat, în care am învățat sau nu foarte bine cum să avem un echilibru interior realizat prin odihnă, prin alimentație în principal și, sigur, toate legate de locul de muncă, de stresul locului de muncă și de stresul relațional. Cumva, în acest mediu, sigur că prin pierderea echilibrului, de fapt, începe să se instaleze prin alimentația greșită, în sensul de foarte grasă sau prin mese bogate, copioase, în ghilimelele de rigoare, pe care unii dintre pacienți, la care unii dintre pacienți nu renunță, sau necontrolarea glicemiei la pacienții care au diabet zaharat, conduc încet, încet către boala cardiacă ischemică, ea fiind vârful de lance în bolile cardiovasculare. În primul rând, acesta este cel mai mare număr de pacienți, cel cu boli cardiovasculare. Să spunem că dincolo de ea, de această tipologie de boală, care are o paletă foarte largă de manifestare, de la formele acute, așa numitul infarct miocardic acut, până la formele cronice, boala cardiacă ischemică, angina stabilă, sigur că lângă ele stă hipertensiunea arterială, care este o boală în sine, dar și un factor de risc pentru cardiopatie ischemică, poate cel mai important dintre ele. Am putea adăuga fumatul, care este un mare factor de risc prin substanțele nocive care ajung să se dizolve în sânge și să participe la formarea plăcilor de aterom. Cum aminteam, genetica noastră e foarte importantă, genetica fiecăruia dintre noi, și sigur ne dă și particularitatea legată de boală. Este greu să evităm stresul. Recomandarea e evita stresul, dar doar dacă am trăit singuri pe o insulă pustie. E greu să ne alimentăm corect într-o lume cu atâtea tentații și așa mai departe. Bun, cum facem să depistăm sau să surprindem abaterea de la normal cât mai devreme pentru a lua măsuri? Specialiștii discută despre importanța screening-ului, dar mai pe românește, ce teste ar trebui să facă oamenii în funcție de vârstă, măcar o dată pe an? Păi, în primul rând, sigur că ar trebui să facem niște analize de laborator. Întâi să ne prezentăm la medicul de familie și, evident, la un medic specialist. Aici discuțiile sunt cum cunoaștem fiecare dintre noi. Medicul specialist, să spunem cardiolog, la el ne referim, ar trebui să ceară, să solicite un set de analize în care, în mod important, este colesterolul și toate derivatele lui, trigliceridele, HDL,
LDL, deci niște variante ale colesterolului, fiecare cu importanța lui. Dincolo de ele, glicemia, ca să știm dacă suntem sau nu diabetici, funcția renală, ca să știm dacă și acolo sunt niște consecințe. Odată ce avem un tablou biologic, sigur că anamneza contează foarte mult, ca să știm dacă pacientul are sau nu deja o simptomatologie care ne-ar putea conduce către una din bolile cardiovasculare. Dacă ne referim la boala cardiacă ischemică, o electrocardiogramă este primul gest pe care ar trebui să-l aibă un pacient la controlul de screening. Și dacă pe electrocardiogramă sau din anamneza pacientului reies niște noțiuni care ne duc cu gândul ca medic că ar putea avea pacientul nostru o suferință cardiacă ischemică, un test de efort. După el, dacă testul de efort este pozitiv, sigur că apare specialitatea noastră, coronarografia. Coronarografia ne-ar permite să punem un diagnostic concret prin vizualizarea arterelor coronare și prin dovedirea stenozelor semnificative pe arterele coronare. Cam asta ar fi legat de cardiopatie ischemică. Sigur, legat de hipertensiunea arterială, dacă ar fi să ne referim și la ea, sigur că tabloul biologic este important, ecografia de cord este importantă, am omis-o puțin la bolile cardiace ischemice. De asemenea, sunt foarte multe cauze de hipertensiune arterială, să spunem, legate de alte boli, de alte cauze, ca și hipertensiunea arterială esențială, care și are și ea etapele ei și stadializările ei. Cu alte cuvinte, screeningul se poate face, este important de făcut și medicul cardiolog specialist sigur că va direcționa pacientul către noi etape de diagnostic și tratament până la găsirea cauzei, dacă este cu adevărat. În rest, cred că într-adevăr un set de analize, un EKG și o ecografie de cord sunt primele lucruri pe care e bine să le avem anual. Ce înseamnă cardiologia intervențională? Cum prezintă specialiștii? Oamenii obișnuiți au mai auzit, au fost cazuri mediatizate, nu? Da, sigur. Florin Busuioc, alte cazuri, vedete, sigur, să spunem așa, care a dus în urgență la camera de gardă cu, după un infarct, au scăpat cu stenturi, sunt înapoi în activitate la pe sticlă, în cazul lui Busuioc. Cardiologia intervențională, să spunem că a apărut ca o breșă între cardiologia clinică și chirurgia cardiovasculară. Ideea este undeva mult în spate, undeva prin 1956, pentru ideea cateterizării unui vas, Forsman a obținut premiul Nobel, dar ulterior a rămas acolo, el fiind pedepsit pentru această reușită, și ulterior s-au reluat studiile fiziologice asupra acestei posibilități și el a ajuns ulterior să ia premiul Nobel pentru asta. Au existat etape de dezvoltare care au condus către ideea că numai vizualizând arterele coronare am putea să punem un diagnostic concret, corect. Și sigur, de aici s-a născut și etapa terapeutică. Ideea de cardiologie intervențională presupune un abord arterial, traversarea prin artere cu ajutorul unui cateter, în cazul coronarografiei către cord, injectarea de substanță de contrast în prezența unui aparat care emite radiații de sub pacient, radiațiile X traversează pacientul, sunt recuperate cu un amplificator de imagine, sunt recuperate pur și simplu și ulterior printr-un cablu TV transmise pentru vizualizare. Acest sistem și el s-a perfecționat în timp, ne permite o imagine din ce în ce mai bună și ne ajută să vizualizăm arterele coronare. Cardiologia intervențională nu cuprinde numai această parte de coronarografie, ea se referă și la cateterismul cardiac și, sigur, cateterismul cardiac înseamnă, de fapt, măsurarea unor presiuni invazive care ne aduc diagnostice diferențiale în cazuri severe la pacienți sau ne confirmă diagnostice particulare. Dincolo de aceste două etape, să spunem, în cardiologie intervențională, este partea terapeutică.
ați amintit ceva de niște stenturi. Stenturile sunt niște device-uri care se montează cu ajutorul unui balon. Ele sunt, așa, simplu vorbind, cum este arcul de la pix, să spunem. Da? El este montat pe un balon, balonul este vidat. De afară, având o coadă lungă, este umflat cu ajutorul unui manometru și prin această condus către stenoza de pe arterele coronare va fi umflat din exterior balonul, care lasă pe pereții vasului, prin presiunea pe care o exercită, stentul respectiv. Se extrage balonul și stentul a rămas în arterele coronare. Este o tehnologie pe care au adus-o, să spunem, la lumină cei care s-au gândit prima oară să facă acest lucru. Să spunem că primul stent a fost pus prin 1986. Am încercat să fac un mic istoric pentru ca să dovedesc că nu este foarte veche această specialitate. Să spunem că are maximum 40-50 de ani, în care prima jumătate a fost doar de încercări și de apropiere, iar în ultimii 20 de ani a fost realmente o explozie în ceea ce privește ingineria legată de această modalitate de investigare și tratament. S-au miniaturizat foarte mult toate device-urile, atât de instrumentar, astfel încât pacientul practic nu simte ce facem noi. Da, să spunem la Sanador, ce aparat sau care ar fi avantajele? Bănuiesc că e o dotare mai nouă într-o clinică privată, mai performant. Într-adevăr, noi avem un laborator în care pacienții noștri beneficiază de două săli, o sală care este dedicată, să spunem, cordului în principal, dar prin dotările aparatului, dotări generale, putem să asociem atunci când punem un pacient pe masă vizualizarea arterelor carotide sau al arterelor membrelor inferioare, și avem o sală nouă, foarte nouă, de un an de zile, practic, care este dotată cu un aparat super performant. De fapt, este ultimul model al Philips-ului, Philips Azurion 7, care aduce nou o reducere a dozelor de iradiere atât pentru pacient cât și pentru doctor, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că intra în discuție întotdeauna doza de iradiere și să spunem, față în față cu acest lucru, este o mai bună calitate a imaginii, ceea ce ne permite să realizăm intervenții de finețe. Asta este lucrul cel mai bun pentru pacient, pentru că erau, să spunem, segmente care erau puțin posibil de atins prin faptul că în anumite etape ale dezvoltării acestor aparate, ele nu permiteau o vizualizare atât de bună. De aceea s-a dezvoltat practic cu ajutorul acestui aparat niște tehnici pe care noi le facem. Unele au fost pentru prima oară în Sanador și printre puținele în România, cum s-ar fi, de exemplu, procedurile structurale, ceea ce se referă la montarea unei valve transcateter pentru o stenoză aortică degenerativă. E o frecvență destul de mare în populație pentru această boală degenerativă. Ea era tratată strict chirurgical până acum. Sigur că există o breșă de comunicare între cardiologia intervențională și chirurgia cardiovasculară pe această temă, pentru că nu toți pacienții pot fi tratați într-un singur fel. Există particularități care îi vor dirija tot timpul către chirurgia cardiovasculară clasică sau către cardiologia intervențională. Este un progres, pacientul are șansa unei recuperări foarte rapide, practic el la a doua zi este dat jos din pat, ceea ce este miraculos pentru, dacă ne gândim cum este să stai cu toracele tăiat și în reanimare câteva zile, motiv pentru care noi tentăm să creștem numărul acestor intervenții și să pacienții noștri să beneficieze de condiții cât mai bune. Denumirile, acronimele sunt destul de opace pentru marele public: TAVI, EVAR, TEVAR.
Dacă puteți să explicați căror patologii sunt adresate aceste tipuri de intervenții și cum, ce sunt ele, de fapt, în fiecare caz în parte. De TAVI tocmai am vorbit. Este această rezolvare a patologiei valvei aortice. Despre EVAR, TEVAR este de fapt o rezolvare a unei disecții de aortă, mă refer acum la TEVAR, referitor la aorta toracică. De aceea îi spune TEVAR, EVAR este sub arterele renale, deci aorta abdominală. Sigur că anevrisme și disecții pot apărea la nivelul, la cele două nivele de care am amintit și ele se rezolvau strict chirurgical până acum. Era o intervenție foarte lungă, cu riscuri foarte mari de supraviețuire și în aceste condiții, sigur că lumea medicală a gândit cum să simplifice și cum să îmbunătățească calitatea vieții a pacientului și să-i ofere șansă la supraviețuire cu aceste două boli extrem de grave și au practic EVAR-ul permite să sigilăm un anevrism de aortă subrenale cu căi de abort pe arterele femurale. Este un device care se eliberează în aortă și ulterior se formează o nouă cale, lăsând anevrismul pe loc care se trombozează, nedezvoltându-se în continuare, evident reduce riscul de ruptură al anevrismului, care este o cauză de deces imediată. În ceea ce privește disecțiile la nivelul aortei toracice, ele se practică de asemenea cu un device introdus prin arterele femurale, se eliberează în aortă și pentru că în unele situații suntem obligați să acoperim originile unor artere importante, cum ar fi artera carotidă stângă sau artera subclavie stângă care alimentează mâna stângă, există întâi un gest chirurgical, să spunem un bypass carotido-supraclavicular, da, subclavian, dar ulterior are loc practic montarea acestor endoproteze. Există de asemenea o asociere cu un gest de asemenea intervențional de închidere a originii arterei subclavii, tocmai ca să nu creeze breșe de continuare a, să spunem, a alimentării anevrismului care există local. Cum știe un pacient că a dezvoltat un astfel de anevrism? Sunt semne de alarmă sau, dacă, mai ales dacă este un risc de deces, da, imediat, ar trebui să îl ducă ceva, să-l trimită la medic pe acel om un simptom? În primul rând îl duce durerea. Deci durerea abdominală sau durerea toracică importantă îl duce către medic. Dar această durere poate fi, într-un, să spunem, într-un moment tardiv al evoluției bolii lui. De aceea, sigur că și pentru asta ar putea să se propună un screening la un eco abdominal pentru anevrismele de aortă și, sigur, cu ocazia altor boli de investigat, câteodată pacienții descoperă că au, de exemplu, un anevrism toracic sau disecția de aortă întotdeauna dă durere. Pentru aceea, sigur, pacienții vor veni. Dar pentru anevrisme sunt, până n-ajunge în faza de disecție și de practică anevrism disecant cu tendința la rupere, ei sunt aduși mai ales prin descoperiri de tipul ecografiei abdominale în diverse situații. Pentru prostată la bărbați, pentru alte afecțiuni renale sau, eu știu, de altă factură la femei și la bărbați, evident. De aceea, sigur că noi chiar ne-am gândit să facem un astfel de screening prin ecografie și dorim să dezvoltăm această temă pentru că ne permite dotarea tehnică și sigur că deja avem și un exercițiu pentru asta. Colaborăm cu doctori din Italia, Spania și Grecia. Pentru asta avem modele de device-uri variate, legate sigur de particularitățile pacientului și sperăm să ajutăm pe cât mai mulți. La ce vârstă apar aceste anevrisme, rupturi? Sunt apanajul decadei a treia mai mult de vârstă, undeva
după 60 de ani, dar sunt și cazuri la tineri, la cei care au, de exemplu, sindrom Marfan, care au o afectare a calității vasculare dintotdeauna. La fel de important cum este chirurgia cardiacă, este și chirurgia vasculară. Poate erau mai puțin cei care se ocupau de chirurgia vaselor mari, la membrele inferioare erau probleme față de inimă. S-a rezolvat această criză de specialiști, să spunem? Să spunem că s-a îmbunătățit această specialitate prin numărul de doctori care sunt implicați. Sigur că rămân însă puține centre care rezolvă intervențional leziunile de la nivelul membrelor inferioare. Aparatura despre care povesteam mai devreme ne permite în mod deosebit să facem acest lucru și este un număr important de angioplastii, adică de rezolvarea stenozelor la nivelul arterelor periferice la noi și chiar dincolo sub genunchi, adică pe arterele mici, care sunt apanajul pacienților cu diabet zaharat în principal și din nefericire al celor mai mulți pacienți care ajung la amputație. Contează foarte mult activitatea de echipă între medicii vasculari și medicii intervenționiști. Noi am ajuns chiar să facem și intervenții hibride, ca o parte din vasă să primească stenturi și celelalte să fie bypassate de către chirurgii vasculari. E o în plină dezvoltare această, să spunem, zonă de cardiologie intervențională. Denumirea este generică de cardiologie intervențională, evident adresându-se diverselor tipuri de vase. Da, oricine ar dori să scape fără puțit, dacă s-ar putea, angioplastiile la membrele superioare sunt dificile, nu e ușor să lucreze chirurgul în această zonă, puteți să rezolvați și în zona membrelor superioare cu dispozitivele de care ați amintit? Sigur, există și varianta montării unor stenturi pe arterele subclavii sau pe arterele carotide. Sigur că aici există discuții de asemenea cu particularități pentru chirurgia cardiovasculară și pentru noi, dar un mare număr de pacienți pot beneficia de stenturi pentru stenozele de artere subclavii. Este foarte important pentru că altfel chirurgul câteodată ar fi obligat să taie toracele sau să facă doar o minimă incizie toracică, dar tot există, pe când noi nu avem decât locul de puncție femural, ceea ce este un mare beneficiu în recuperarea pacientului ulterior. În mod, să spunem, special, cardiologia intervențională permite recuperarea rapidă a pacientului și asta este un lucru foarte bun. În zona venoasă, puteți să interveniți? Da, să spunem că avem două intervenții chiar, le-aș numi spectaculoase, pentru că în fond cazurile erau spectaculoase, nu neapărat ceea ce am făcut noi, dar în contextul cazurilor au fost spectaculoase pentru că le-a salvat pe paciente de la tromboza, practic de la tromboembolism pulmonar. Este o tehnică, să spunem, mai nouă în țara noastră de tromboaspirație a cheagurilor de sânge din sistemul venos profund, astfel încât nu permite ca trombii să urce către artera pulmonară și să conducă la tromboză venoasă, la tromboembolism pulmonar, ceea ce este sigur din nou cu risc major de deces sau cu invaliditate foarte importantă pe timpul vieții. Am reușit acest lucru, deci un device de tromboaspirație cu un device de protecție ca un filtru, astfel încât trombii au rămas fixați în filtru. Ulterior am extras evident și device-ul și filtru și calea s-a recuperat. Există și varianta angioplastiei pentru vene, ca și varianta cu stenturi pentru vene. S-a dezvoltat foarte mult și acest domeniu și practic nu prea e atins încă pe teritoriul nostru al țării noastre. Sunt locuri foarte puține care fac acest lucru. De aceea noi suntem deschiși pentru pacienții care au această patologie. Putem să-i ajutăm. În cazul trombozei venoase, care ar fi semnele, simptomele
ce ar trebui să alarmeze pacientul și să-l trimită la medic? Pacienții au, de exemplu, un picior mai roșu, mai cald, cu edem important. Edemul urcă de la, să-i spunem, de la gambă către coapsă, este din ce în ce mai important, îi dă impotență funcțională, nu poate să meargă. Sigur că în condițiile acestea el se va adresa până la urmă unor cadre medicale, unui serviciu de urgență și ecografia va fi prima care va pune un diagnostic urmată de angio-CT sau de CT, de fapt, de tomografie, cum ar veni, cu ajutorul căreia noi putem să știm etajul, în ghilimele, la care se află tromboza și cât este ea de importantă. Sunt cazuri în care trombul pleacă, pur și simplu migrează către atriu drept și către artera pulmonară. Am avut un astfel de caz, o leuză la, practic, la al doilea copil. După 3 săptămâni de la naștere a avut tromboză venoasă profundă. Colegii noștri au pus diagnosticul la timp, au trimis-o pentru că au constatat la ecografie că avea un tromb în atriu drept deja și la momentul punerii pe masa de chirurgie cardiovasculară s-a produs stop cardiorespirator prin migrarea trombului din atriu drept în artera pulmonară. Pacienta a fost resuscitată și a fost operată în timp util, a traversat această intervenție și ulterior noi am reușit cu tromboaspirație și cu ajutorul filtrului să eliberăm practic trombul din vena cavă și din sistemul venos profund. Deci, practic, dacă nu mergea la doctor, dacă nu era în centru dumneavoastră, dacă mergea în altă clinică, să spunem, nu la sanator, nu exista acest dispozitiv și tromba aflat deja în inimă, pleca și determina invaliditate sau deces. Da, e adevărat. E o muncă de echipă. Asta e foarte bine de menționat. E o muncă de echipă care se completează. Nu trebuie să uităm niciodată anesteziștii. Ei sunt ajutorul nostru de bază în ceea ce privește atitudinea terapeutică structurală și aceasta de tromboaspirație. În mod normal, să spunem, intervențiile legate de coronarografie, evaluări, acestea se produc fără ajutorul anestezistului, anestezie pe care o facem noi, local. Dar la intervențiile structurale ei au un rol foarte important. Pacienții sunt intubați, ventilați, supravegheați de ei și cu ajutorul lor putem să evoluăm chirurgul, clinicianul, cardiolog care face ecografia intraoperatorie și noi care punem device-urile. De aceea menționam că această pacientă a fost, practic, a avut noroc că a fost într-un mediu în care toată echipa a funcționat și am putut să o ajutăm. În cazul în care intervine un accident, să spunem, nu funcționează sau dispozitivele așa cum ar trebui, există particularități anatomice și e nevoie de o intervenție deschisă, adică de la cardiologia intervențională este dus pacientul la chirurgie. În centrul Sanador există în acest laborator posibilitatea unei intervenții chirurgicale? Da, există această posibilitate pentru că noi avem o dotare, să spunem, particulară pentru că laboratoarele de cardiologie intervențională, dincolo de calitatea aparatului, dar și al sării de care aminteam, există aer steril în sălile noastre, în ambele săli, tocmai pentru că am vrut să fim pregătiți pentru intervențiile acestea structurale și, sigur, pentru complicații. Există un nivel de complicații la care se poate interveni de către chirurgii cardiovasculari, chiar local. Sigur, sunt anumite nivele de complicații la care pacientul este transferat în sala de chirurgie clasică, în care are nevoie de dotarea unei săli de chirurgie clasice. Dar noi suntem dotați cu acest aer steril, ceea ce este un mare avantaj. Da, vă întreb pentru că au înflorit aici colo și astfel de laboratoare care au dotare, dar nu sunt completate cu săli de chirurgie pentru momentele critice care pot interveni. Există un risc la orice intervenție de acest gen.
Absolut, aveți dreptate. Chiar la o coronarografie simplă pot exista incidente. A fost o discuție legată de prezența obligatorie a centrelor de chirurgie cardiovasculară asociate centrelor de cardiologie intervențională. Nu știu în mod concret final dacă în acest moment există o lege definită pentru asta, pentru că este în discuție, dar noi beneficiem de această dotare și, cum spuneam, munca în echipă este extrem de importantă. Pacientul practic traversează de la clinician la cardiologie intervențională și la chirurgie cardiovasculară în toate sensurile. Fie că chiar un pacient care ajunge, de exemplu, la un bypass coronarian, el poate să revină la cardiologie intervențională pentru evaluarea bypass-urilor și în același timp pentru un nou stent pe o altă arteră decât cele bypassate. Deci, cu alte cuvinte, în ultimul timp nu se mai vorbește de secții, ci de echipa inimii. Așa este cumva peste tot în lume deja, această noțiune de echipa inimii. Doamna doctor, vă mulțumesc. Un succes. Și eu vă mulțumesc.